Sperau până în ultimul moment că Bruș va reuși să promoveze, pentru că e după care mi-a rămas suflet și suporte de acolo. Am petrecut 2 ani și jumătate foarte frumos la Cluj. Îmi pare rău, sincer, îmi pare rău că n-au reușit să promoveze, dar cu multă muncă, cred că la anul viitor sunt favoriți în Liga a doua. Bine, Apollo Rapid și pe vară e Petrol, care va avea contrarizați foarte, foarte serios și va fi luptă grea, dar cred eu că cunosc cum merg lucrurile acolo. Nu știu, n-am fost în interior să spun ce greșe s-au făcut în acesta, dar nu s-a pierdut promovarea la acest baraj, e clar. Exact, s-a pierdut pe durata campionatului și e vorba aceea. Un campionat se câștigă cu echipele mici. E, dacă ne uităm la meciurile directe cu cele două promovate direct, au câștigat cel puțin unul dintre cele două meciuri și cu Clinceni, și cu Clinceni n-au pierdut deloc, au victorie și egal, cu Chindia au pierdut, dar au câștigat și acasă, cu Petrol la fel. Adică cu echipele bune, care din primele 3-4 clasate au câștigat. S-au încurcat pe durata campionatului cu echipele așa considerate, așa zis, mici. Au pierdut puncte acasă, cu Ripensia, cu multe, multe puncte pierdute, din punctul meu de vedere, multe momente nemeritat și aiurea. Asta a dus la acest dezbătământ. Nefericit pentru Cluj, din păcate, dar eu sper să-i văd în curând pe prima scenă, pentru că e și păcat că în asemenea stadion, ați văzut și meciul Turcu, Hermannstadt, ce a fost pe stadion, ce atmosferă. E păcat ca o echipă ca o Cluj, ca Petrolul Ploiești, acum vă că Rapid, să nu joace în prima ligă. Crezi că Lubonț și-a consumat creditul. Cariera de antrenor, creditul pentru Cluj? Adică, nu știu. Ce poate să mai facă? Bine, dacă sunt niște bani, probabil că se cumpără niște jucători și... Asta nu știu, depinde ce contractare și ce vor să facă cei de acolo. Probabil au un proiect pe termen mediu și lung. Ei au avut ca obiectiv, pentru că, știu asta, au avut ca obiectiv promovarea acest an, pentru că ar fi fost extraordinar că au să promoveze în acest sezon, acum în iulie, și sărbătoarea de 100 de ani așa a clubului. Da. Ar fi fost ceva extraordinar. Pentru că sunt voci care spun că echipa, de fapt, sezonul ăsta a fost pregătită, să zic așa, mai ales înainte de meciul de Sabo. Sau că Sabo s-a implicat. A existat zvonuri, mai ales spre finalul sezonului. Sau că s-a implicat. Da. S-ar fi implicat Neusul Sabo. Nu? Da. Acum, l-am văzut și că a coborât pe bancă, da. Mai multe nu știu, probabil sunt un fel de director tehnic, nu știu, deci n-am detalii de acolo din interior. Da. Mergem să-l ascultăm și pe...